Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență. Potrivit ultimelor date centralizate la nivelul Centrului Național de Conducere Integrată, de la începerea votării s-au primit 208 sesizări cu privire la săvârșirea unor contravenții sau infracțiuni care au legătură cu procesul electoral. 107 sesizări s-au confirmat, 42 sunt în curs de verificare, iar 59 nu s-au confirmat. În legătură cu două dintre sesizări, s-a stabilit că nu erau de competența Ministerului Afacerilor Interne, așa că una a fost transmisă pentru soluționare către Autoritatea Electorală Permanentă, iar a doua către un birou electoral județean. Au fost aplicate 80 de sancțiuni contravenționale, respectiv 56 de avertismente și 24 de amenzi în valoare de 38.900 de lei. Totodată se efectuează cercetări cu privire la 25 de posibile infracțiuni. Câteva exemple de fapte sesizate în legătură cu procesul de vot. Polițiștii tulceni au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană ar fi încercat să voteze de mai multe ori la aceeași secție de votare din municipiul Tulcea. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fraudă la vot. Polițiștii din Bistrița Năsăud au fost sesizați prin numărul unic 112 cu privire la faptul că în proximitatea unei secții de votare din județ sunt comercializate băuturi alcoolice. În urma verificărilor a fost identificată o persoană care, în calitate de angajat al unui local public, ar fi servit consumatorilor băuturi alcoolice. Aceasta a fost sancționată contravențional cu avertisment. Un membru al unei secții de votare din județul Mehedinți a sesizat lipsa unei ștampile cu mențiunea votat. Din verificări a reieșit faptul că există posibilitatea ca ștampila respectivă să fi căzut în urna în care sunt introduse buletinele de vot, aspect ce va fi confirmat la finalizarea procesului electoral. Polițiștii din Satu Mare au fost sesizați de jandarmii care asigurau paza unei secții de votare din municipiul Carei cu privire la faptul că vicepreședinta comisiei s-a deplasat împreună cu un membru cu urna mobilă la domiciliul a două persoane fără a fi însoțite de cadre ale Ministerului Afacerilor Interne. Cele două persoane și-au și exercitat dreptul de vot. S-a întocmit dosar penal pentru nerespectarea regimului urnei de vot. Polițiștii din județul Olt au însocmit actele procedurale pentru infracțiunea de fraudă la vot după ce un observator de la o secție de votare a sesizat că o persoană din municipiul Slatina s-a prezentat la secție să voteze pentru ea și pentru mama sa. Persoana în cauză a prezentat propriul act de identitate și pe al mamei sale, fără ca aceasta să fie prezentă, și a și votat pe două buletine de vot. O persoană din județul Telorman a sesizat poliția prin apel la 112 cu privire la faptul că însoțitorul ales pentru a ajuta să voteze i-a sugerat cu cine să voteze în timp ce se afla în cabina de vot și chiar a votat candidatul indicat fără consimțământul său. În cauză s-a întocmit dosar penal. Președintele unei secții de votare din județul Vrancea a sesizat poliția cu privire la faptul că la secția de votare s-a prezentat o persoană care avea interdicția de a vota. Persoana în cauză a declarat că ar fi crezut că măsura interdicției a expirat. Tot în Vrancea, un membru al unui birou electoral de la o secție de votare a sesizat poliția cu privire la faptul că o persoană ar fi votat de mai multe ori. În urma verificărilor, s-a constatat că persoana respectivă s-a prezentat la secția de votare, însoțită de doi alegători cu handicap, care au solicitat buletine de vot, după care persoana respectivă a pătruns singură în cabina de vot, unde a ștampilat buletinele pentru cei doi alegători. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru fraudă la vot. Polițiștii din Bacău au întocmit dosar penal, tot pentru fraudă la vot, în cazul unei persoane care a votat atât în Belgia, cât și la o secție de votare din comuna Răcăciuni. Polițiștii de la o secție din județul Alba s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunii de fals, după ce în cursul zilei de ieri, un bărbat din comuna Ighiu ar fi completat cererea de urnă mobilă pentru un alt cetățean, dar acesta susține astăzi că nu ar fi solicitat de fapt să voteze prin intermediul urnei mobile. Tot în județul Alba, un reprezentant al unei secții de vot a sesizat polițiștii după ce un tânăr s-a prezentat să voteze la o secție de vot, deși votase deja la o altă secție. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la vot. Precizez că au fost primite în continuare sesizări cu privire la persoane care își fotografiază sau filmează buletinul de vot, precum și cu privire la continuarea propagandei electorale prin intermediul rețelelor de socializare. Vă mulțumesc. Revenim la ora 20 cu ultimele informații despre sesizările privind incidente care au legătură cu procesul electoral. Mulțumesc!